A revenit în direct, oameni buni, exact cum ziceam ceva mai devreme. Mamă și fiică astăzi aici la emisiunea noastră, pregătite pentru o confruntare savuroasă a generațiilor și pentru un test cel puțin simpatic. Așadar, eu zic să le aplaudați și să intre în platou simpaticele Andreea Esca și Alexia Eram. Să rămână, să reglăm scaunele. Ce mai? Asta înseamnă, domnule, de la sacou roșu să treci la roșu din cap până în picioare. Auzi, dar noi suntem în picioare? Ba da, suntem în picioare, am înțeles. Că noi suntem în trecere. Ok, perfect, nicio problemă. Luați un loc aici la bar. Puteți să vă sprijiniți de bar, apă, curs puțin că a dus ciucă repede. Lasă că e bogăție. Da, exact, mă pup, stați liniștită, doamna Andreea. Lăsați că avem șervețele aici. Stați puțin că nu, vrem să fim frumos aici. Da. Ce faceți, doamna Andreea? Bună ziua, bine am venit aici să fac puțin curat. Da. Da. Aspirator ai sau? Nu e nicio problemă, ne putem organiza imediat. Da, perfect. Îmi place de tine, știi? Adică acolo, ești foarte hot. Toilet. Scuză-mă. Da. Acolo, okay. Uite. Perfect. Ok. Avem de toate. Iartă-mă, asta nu știam ce faci. Cum a fost la tânăra absolventă? Ai avut emoții? Da, a fost foarte Pentru frumos. Că iată, gata, s-a terminat facultatea. Da. A terminat facultatea de anul trecut și a primit... Nu, de acum 2 ani. Da, mă rog, okay. A primit diploma deja. Am primit diploma prin poștă și am făcut acum ceremonia de absolvire. Că nu s-a putut face în timpul pandemiei. Și cum a fost, practic? Ai avut emoții? Foarte frumos. Este prima dată când particip la un asemenea eveniment. Nu, la noi nu se făcea așa ceva. Crezi că noi am aruncat cu basca așa ca tine? Nu s-a făcut. Și era pentru prima dată când am participat. Mi s-a părut așa, nu știu, ca în filme, știi? Uh-huh. Și chiar e emoționant. Și foarte frumos organizat. Și foarte frumos și îmbrăcați acolo toți. Ai plâns? Eu dacă am plâns? Da, aruncat cu aia în sus, adică am plâns de vreo 5 ani. E treaba mea, nu spunem asta așa. Adică de ce prezentatorile de știri nu plâng? Că nu sunt și ele oameni? Plâng. Da. A fost emoționant. Alexia a început să plângă de când și-a luat roba. Da. Deci cum n-a apucat să se îmbrace pentru eveniment, că era deja plânsă. Da. E și mai emotivă. Dar au fost grei anii ăștia, Alexia? Nu a fost așa de greu, pentru că mi-a plăcut facultatea la care am fost și veneam și des acasă și se termina repede. Ultima l-am făcut jumătate online, de acasă, a fost ok. Tu cum te-ai simțit când ai văzut mama terminat facultatea, gata? Știi că bă, cred că asta era un prag, nu? Da, acum, chiar sincer, e. Da, chiar 18 e. Ani, apoi facultatea, bate la facultatea, adică... Da. E mare. Știu și eu că mă gândesc că fac 22. E cam mare. Mulți înainte. Enorm, 22, îți dai seama, wow! 22 ani nu sună așa wow. Dramatic. Cum îmi sună chestia asta pentru părinte, știi, copilul gata, a terminat și facultatea, da. Ce mai urmează? Adică... Diverse. Când ce? Urmează copilul? O viață, ai o viață înainte. Da, dar ce mai e copilul mama? Știi că la facultate parcă era responsabilitatea oarecum. Nu e adevărat, rămâi copilul părinților tăi viața, până clar. La sfârșit, indiferent de... Da, dar la facultate, știi cum, parcă te simțeai, trebuia să te implici, ok, că e copilul la facultate, acum ce zici? Acum zic că e copilul la casa lui. La casa lui. Da, e la filmări, dar tot ziua e la o filmare. Oricum, când mă sună, pleacă la o filmare. Mai deci, mult decât tine. Da, clar pleacă mai mult decât mine la filmări acum, cu siguranță, ceea ce cred că e și normal într-un fel. Adică, nu? Hai să mai vină și alții după ce noi. Ce face Aris? Vine ziua lui, în weekend. Da, aici. Face 19 ani, pe 24. Pe 24, da. E primul dintre lei. Da. Mă rog, al doilea. Și fimea e pe 23, e prima. Ea e prima. Da, pe 23 începe, nu? Da. Pe 23. Da. Un leu, doi lei. La mulți ani. Mulțumim, la fel. Și băiatul pleacă și el... El e încă la facultate, e plecat deja. La Barcelona deja. El, nu? Da. Okay. Ne place la el la facultate. Da, la el, sincer, îmi place mai mult decât la mine. Da, Barcelona, așa are un vibe mai... E cald, oamenii sunt relaxați. Acolo? Nu știu dacă vrea să rămână, ți-a zis că vrea să rămână acolo? Nu, cred că vrea să rămână aici, oricum. Adică, nu vrea să rămână aici, nu. Okay, da, dar asta din punct de vedere, nu știu, cred că strict business. Îi se pare că există are posibilități, da, să te dezvolți mult mai mult într-o altă țară, dar știi cum e, una zici și până la urmă nu știi cum faci. Nu știm, deocamdată îi place ceea ce face și mă bucur că e fericit și că se organizează. Serios, acum când vorbim de chestia asta, cum e sentimentul? Știi, bă, copilul a terminat facultatea, unul în Barcelona, nu? Nu e așa. Eu sunt am un sentiment de mândrie. Sunt foarte mândră de ei. Mi se pare că au ales niște căi foarte în regulă, că sunt mulțumiți de ceea ce fac, deci sunt și eu fericită.
copiii bine realizați, cum adică pe picioarele lor, bătrânețe liniștit. Exact, exact, exact despre asta este vorba, da. O să facem și un test, o să facem în felul următor. Un test următor. De COVID sau? Asta, nu de COVID, da. E un alt fel, o să facem în felul următor. Wow. O să am câteva întrebări pentru dumneavoastră, doamna Andreea Esca, și câteva întrebări pentru domnișoara Alexia Eram. E un test mai ceva ca la facultate. Mamă, mi-e frică. O să de schimbăm leșin generațiile, dacă se poate spune în felul următor, da? Wow. Perfect. Deci începem cu cine? Cu mama. Cu mama. Cu mama, hai. Aș vrea să continuați versurile, doamna Andreea Esca. Doamne, sos cred în cantități industriale, boss. Mai departe, continuare. Ah, cred că știu. Stai că nici nu știu. Sos în cantități industriale, boss, nu, aia știu și eu cum, de târcoale, dar nu e aici. Ba da, cred că e aici. Boss, da, femeia ta, am de târcoale, aici e? Da, aici e. Ah, ok, bine atunci. Nu știam că e și boss înainte, știam cu femeia ta. Bun, da. Mergem. Și acum pune bine să cametez un vers ăsta, nu știu, nu, de la Alifantis. Pentru dumneavoastră avem altă întrebare din generația mamei. Cine cânta melodia Boys, Boys, Boys? Boys, boys, boys. Da, cine cântă? Na, 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 na. Dar stai că știu. Da, 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 exact. Adică știu melodia. Da, nu. Videoclipul, ce frumos, ne-am uitat la videoclipul ăla, doamna Andreea. Nu suflați, doamna Andreea. Nu. Că vrem să vedem cine câștigă. Nu, dar n-are de unde să știe, chiar n-are de unde să știe. Păi, dar tu de unde știi cu sos? Păi eu n-am de ales. Bine. Cine cântă sos? Shelly. Nu? Five a gang, da, bine, Five Gang, gang. Okay. Deci Five Sabrina Alexia. Sabrina o cheamă, dar n-avea de unde, nici n-a știut niciodată. Nici n-a văzut, ai văzut videoclipul? Nu. Păi asta e, dacă n-ai văzut videoclipul. Bun, mergem mai departe. Știu melodia. E o tipă cu niște sâne așa, care ies. Nu, asta chiar nu știam, nu știam Sabrina. Păi, dar serios, zi tu că ai fi zis altceva despre melodia asta vreodată în viața ta. Pentru vremurile alea, nu, super. Ok, și pentru vremurile astea, ce ai fi zis despre acest videoclip? Adică despre melodia asta, eu spuneam tot așa, ia zi. Păi eu mai uit și la clipul ăla, zi mă, de la... cine are, mă? Rolling Stones? Nu, Rolling Stones, de plimbă două fete, de se plimbă ele, așa. Aerosmith. Cu... Așa, mă, Aerosmith, eram pe aproape. Hai, bravo. Zi, zi, da, zi, da, zi. Aia cu fica solistului, se duc ele și găsesc combina aia pe câmp. Ți-e frică? Hai, da. Mă, nu, da, că nu ne dă pedeapsă la sfârșit, zi. Mergem mai departe, doamne, mergem. Și scrie, știi ce scrie la clipul ăla, la final, Aerosmith, crazy. Și scrie așa cu excavator. Crazy! Vezi că l-a știe și Alexia. Perfect, mergem mai departe. Doamna Andreea Esca, pentru dumneavoastră avem nevoie să ne spuneți o replică virală din mediul online, TikTok, Instagram sau YouTube. Ce faci? O replică virală, da, din Instagram. Sunt apar zilnic. TikTok. Apar sau... ca știrile. O replică virală? Poate să ieși într-o melodie așa, dintr-un trend, știu, de pe TikTok. Nu, am văzut că e foarte la moda asta cu necesarul lui Mario. Frumos, mă. Da? Elegant. Corect. Bravo. Păi și fredonează. Păi nu trebuie să fredoneze aia, cu e necesar, e necesar. Da. E necesar, dansul, e necesar. Cu dansul senzual, nu știu ce. E virală, s-a descurcat foarte bine, punct. Mai departe. Care două puncte, Andreea, e bine. Știu, și am zero, nu? Mergem mai departe, pentru dumneavoastră, doamna Alexia. Ce reprezintă denumirea Somapan? Nu, chiar n-are de unde să știe. E chiar i-a dat greu. Păi dar n-a jucat niciodată, nu știu ce e aia vreodată. Păi te mai, Somapan. Ce? Nu, dar eu n-am zis ce reprezintă denumirea asta, Somapan. Ce reprezintă? Un joc. Nu, un ce joc înseamnă? Un joc. Ai făcut așa, un joc. Bravo. Și știi ce înseamnă? Ia ziceți dumneavoastră, doamna Andreea, Somapan. Nu mai știu, țări, orașe, mări, ape, stai, plante, animale, nume. Nume, da. Da, da, era un joc. Pe hârtie, Alexia, o să puneam... pierd. Ok, asta perfect, este. Nu știu. Avem o piesă pentru noastră pe care vrem să o ghiciți, doamna Andreea Esca. Vreau spune-ți, să ascultați puțin. Pam pam pam. Na 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 na. Mineli sau așa ceva, da? Bravo. Mamă, nu. Haide, mă. Yes. Bravo. Yes. Top, top. Pam 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 se cheamă. Deci ram pam pam, deci pam 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 pam. V-am pupat. Da, știu. Ia să vedem cum îl cheamă pe solistul de la YouTube. Păi cu cine, pe cine întreb, Alexia? Alexia, da. Bun. I-am dat solistul de la YouTube. Bono. Bun, bine, foarte bine. Ia să vedem. Ce faci? Tai din ele sau ce? Nu știi ce să ne dai, doar, da, să, da, doar să zicem. Repede, bine, ți-e rușine cu noi sau? Nu, nu, câți urmăritori are Alexia Eram pe Instagram? Wow, nu știu, vreo 800 de mii? Aproape 800 de mii. Vrea cu exactitate. E, cu exactitate. Știrile înseamnă exactitate, bune. Andreea. Cât ai, Alexia? 790 de mii. 723 de mii. A, 23 de mii. Da, da, vezi că eu am zis acum așa, înseamnă că diseară o să fie 800 de mii. Mamă, fiată. Da, exact, bravo. Băi, deci bine, vedea. Alexia, dacă știi întrebarea asta, îți cumpărăm o mașină. Câți urmărtea aveau? Ce scria pe matricola mamei tale? Pe matricola. Liceul. Lază. Nu?
Nu. Cum nu? Ce-ți veni? Și stai un pic și... Scria liceu Gheorghe Lazar și ai un număr matricol. Ce ai? Da, dar n-ai zis de număr. Aaa, de unde scria? Scria și liceu. Jumătate de punct. Nu fi. Da, da. Și ce număr ai matricol ai avut? 492. 492? Nu ți l-ai tatuat? De ce-ți notezi? E ceva care îmi dai la sfârșit? Îmi dai 492 ceva? 492? Dar nu te-ai tatuat? Că se tatuează chestiile astea. A, scuză-mă, nu mi s-a părut așa. Mergem mai departe. Doamna Andreea Esca. Care este cel mai folosit? Cineva în cască sau de ce te uiți așa? Nu, am aici întrebări, încerc să aleg din ele. Care este cel mai folosit hashtag de pe TikTok pentru ca videoclipurile tale să ajungă la cât mai mulți oameni? O să pe Alexia. Hashtag-ul? For you? S-a șoptit. Nu, i-a zis voio. Băi, ești mă, din asta zice, ce ai mă? Perfect. Avem o întrebare pentru Alexia. Care e hashtag-ul pentru? Cine a câștigat Cupa Campionilor Europeni în anul 1986? Pe România! Pe bune! România! No. România, nu, dar Cupa Campionilor Europeni, o echipă de club. Nu erai născută în 86. Nu, ai mă, ce naiba! Da, nici eu nu mai știu. Dar tu mereu prezis la știri, auzi asta. Nici eu nu mai știu. Și o singură echipă care a câștigat campionatul european. Steaua. Asta, Cupa Campionilor, Steaua, da. Păi vezi că știu? Te-ai uitat doar așa și ai zis? M-am uitat doar așa și am zis, nu e Dinamo. Da, perfect. Și a știut. Știi ce joc a creat isterie globală în urmă cu 6 ani? Nu, dar știu că Dinamo este în Liga B. Liga a doua. Așa, zi mai toate, scuză-mă. Vreau să te întreb ce joc a creat isterie globală în urmă cu 6 ani. Era ce mare... joc? Da, ce da. Joc? O nebunie, să cea lumea căuta pe stradă. Alea cu Pokémonii. Da. Nu știi că eram noi la New York și căutați și voi Pokémonii prin niște parcuri. Da. Și au găsit? Normal că au găsit. Care e scorul la mine? Minus 10? Nu, întrebarea nu este care e scorul. Întrebarea e care este scopul. Scopul? Uite, pentru că... A, dar eu cred că știu scopul. Nu ai de unde să-l știi. Bine. A, uite care? Că apare. Aaa, uite, am câștigat ceva. Pentru că practic aici, da, avem tarta preferată a Alexei. Asta, deci ăsta e desertul tău preferat și ăsta e al meu. Da, exact, deserturile preferate. Wow, ce drăguță, de ce avem câte 3? Păi a fost de la 2, ne-a dat unul în plus, gratis. Ia, vreau să miros. Eu sunt cu mirosită ca să nu mănânc. A fost promoțional. Am luat 2, haide. Alexia doar miroase și eu le mănânc. Eu doar miros ca să nu mănânc, știi? Deci, nu pot să eu miros și după ce miros, dacă îmi place, le și mănânc. Deci stai un pic, Alexia, să înțeleg că ține dietă. Toată viața. Alexia este într-o dietă continuă. Este un stil de viață. Un stil de viață. Scuză-mă, este un stil de viață. Iartă-ne pe noi. Nu, scuze-ne pe noi. Eu, eu țin tu la mine, nu e un stil sport. De viață. Nu, dar tu faci la mine mult nu e un stil de viață, este un chin. Nu, dar tu faci dar foarte mult pentru sport. Că sunt... Noi avem cam aceeași conformație, deci ar trebui să ținem... Nu, diferența e că eu la vârsta ei nu țineam nimic. Cum? La vârsta ei nu țineam nimic. Da, diferența e că nici alimentele nu erau așa de nocive. E adevărat și asta. E adevărat, vrei să... Da. Fetelor, sunteți foarte simpatice, pe cuvântul meu. Poți să buzi, nu? Ca să văd dacă e dacă v-aș vedea pe o stradă prin Londra împreună, zice, uite-le și pe cele două surori, cele două prietene. Să nu exagerăm, zic, dar mulțumesc mult de tot. Am vrut să zicem tartatan de la Le Filozof, dar n-avea cine să meargă până în Paris să-ți aducă. Nu știu, dar aici are și ceva picant, mi-ai pus ceva ardei iute? E o glumă? Nu, e nicio glumă. Poate are ceva, o dulceață de ardei iute. Jur că are, deci mi-a luat foc limba, atât vă spun. Nu, pe bune? Da, chiar nu glumesc, vrei? Nu. Haide, zi că e o glumă. Spune-mi că e o glumă. Nu, e chiar nicio glumă, că e foarte bine să mănânci ardei iute. Da, dar nu e nicio glumă, pe cuvânt. Nu, Andreea Esca, oameni buni, vă așteaptă pe contul ei de Instagram. Wow! Alexia Eram vă așteaptă pe contul ei de TikTok. Și la ora 7 la știrile Pro TV. Da. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc, Alexia. Da, mulțumesc. Și Alexia pe canalul ei de YouTube. Zi ce face să zic de tine ca să fim așa, să dăm. Pe Instagram și pe TikTok. Foarte bună asta. Și pe Instagram și pe TikTok. Zi mai iute? Nu, pe cuvântul meu de onoare că nu. Faci mișto? Nu, pe cuvânt, jur. Hai să continuăm emisiunea. Luăm publicitate și după aia revenim. Mulțumim mult de tot, sunteți foarte frumoase și foarte tari. Mulțumim și noi. Mulțumim.